Privind spre prima epistolă a Apostolului Petru, putem observa un tablou doctrinar teologic complex. În aceasta regăsim teme precum providența divină, teme scatologice, doctrina despre Dumnezeu, cristologie și, desigur, tema suferinței. În prima epistolă a Apostolului Petru există o teologie a suferinței foarte bine dezvoltată de către acesta, care cunoaște bine persecuția, durerea și suferința pentru Hristos. Dar rațiunea lui Petru începe cu el, ca pescar umil, care este chemat direct de Isus să-și să părăsească meseria și să-l urmeze pe acest nou rabin. Petru răspunde imediat cu ascultare și începe călătoria extraordinară de a fi un ucenic ca lui Hristos. După învierea lui Hristos, Petru a început o lungă călătorie ca apostol pe care Hristos l-a însărcinat să pună bazele Bisericii. Această sarcină îl va conduce pe Petru la multe zile de închisoare, persecuție, bătăi, procese și în cele din urmă la o execuție publică, probabil în Coloseumul Roman, conform relatării scrise de Clement al Romei și Ireneu al Antiohiei. În momentul scrierii epistolei sale, Petru era un om bine familiarizat cu suferința și bine calificat pentru a dezvolta o teologie creștină a suferinței. Încă de la primele cuvinte ale epistolei sale, Pare clar că Petru se ocupă de persecuția personală. Modul în care vorbește despre credința care este încercată ca orul prin felurite încercări și suferințe ne arată că Petru însuși accepta realitatea rece a suferinței sale ca mijloc de glorificare a lui Iisus Hristos, precum și ca mijloc de recompensă ca sfârșit al credinței nu se știe dacă Petru experimentase sau nu persecuția păratului Nero în momentul scrierii acestei epistole, dar putem fi siguri că Petru putea vedea furtuna care se ridică la orizontul bisericii. În cartea Evrei, care este datată cam în aceeași perioadă cu scrierea primei epistole a lui Petru, autorul scrie despre persecuțiile care au loc împotriva creștinilor. În capitolul 2, Petru se referă la Hristos ca piatra vie respinsă de oameni, identificându-l astfel pe Hristos ca fiind cel care de asemenea a suferit și a fost respins de oameni. Petru, care de asemenea este numit piatră, dar Petros, când se referă la Isus în această secțiune, folosește un alt termen pentru piatră, litos, pentru a-l distinge pe Hristos ca fiind adevărata temelie și motiv de speranță în mijlocul persecuției și al suferinței. Până la sfârșitul capitolului 2, Petru concentrează atenția cititorului numai asupra imaginii lui Hristos cel răstignit, ca exemplu suprem pe calea suferinței. Petru pune în contrast imaginea unui slav care este bătut pentru că a greșit, deci suferă pentru nedreptatea sa, cu cea lui Hristos care s-a făcut slav și a suferit pentru că a făcut ceea ce era sfânt și drept. Sfârșitul capitolului 2 este probabil cea mai clară descriere a lui Petru despre cum ar trebui să arate suferința în calitate de credincios și cum trebuie să ne pregătim pentru a îndura cele mai puternice persecuții. Aici, Petru arată clar că o, ca, ca o normalitate faptul că a fi un ucenic al lui Hristos înseamnă suferință. Este precum Petru ar spune, uite, Hristos a suferit pentru voi. Te aștept să-ți se întâmple ceva diferit ca urmaș lui? Apoi, pentru reflectând la răstignirea lui Hristos, ne amintește cum ar trebui să ne comportăm atunci când îndurăm cea mai josnică persecuție. Când era barșocorit, nu răspundea cu bajocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Acest model al lui Hristos este standardul pentru modul în care creștinul trebuie să suporte suferința. Verbul a suferi paschein devine un termen vasi tehnic în unul Petru, care se referă atât la suferința paradigmatică a lui Hristos, cât și la suferințele creștinilor. Cuvântul exemplu, hipogramos, poartă noțiunea de mostră de scriere al cărei model trebuie urmat. Astfel devine foarte clar în teologia lui Petru despre viața creștină că suferința lui Hristos este un model cu care creștinii vor trebui probabil să se confrunte. Iar atunci când vine acel moment, trebuie să o facem cu un sentiment de timnitate și chiar de bucurie. Așa cum Hristos a dat exemplu pe cruce. În capitolul 3, Petru sublinează încă o dată modul în care creștinii trebuie să sufere. Încolo, toți să fiți cu, acel, cu, aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați. Căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Petru se referă din nou la suferința creștinului ca pe o chemare și ne amintește că dacă vom călca pe urmele lui Sus în suferințele noastre, vom alege calea non-violenței și a iubirii agape. Vom moșteni binecuvântare în Împărăția lui Dumnezeu. Și asta pare a fi cea mai mare sursă de încurajare a lui Petru în mijlocul persecuției severe. Să se ne îndrepte privirea la Hristos și la tronul său. Să-l vedem pe el și binecuvântările care decur din el și chiar în mijlocul bătăilor persecuției și morții. Ne aducem aminte de scena din Cartea Faptele Apostolilor, unde Ștefan este lapidat și își ridică privirea doar pentru a vedea o viziune a lui Hristos, care se ridică triumfător de Petru tronul său, pentru a-l primi în împărăția sa. Pentru Petru aceasta este mentalitatea pe care... Trebuie să o avem atunci când îndurăm cele mai dure persecuții. Poi, în capitolul 4, Petru amintește încă o dată cititorului, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat, care a dat peste voi. Pentru Petru, orice suferință, orice persecuție venită peste creștini este literalmente o prelungire a suferinței lui Hristos. Acum că am fost uniți cu El prin mântuire, ar trebui să continuăm să experimentăm ura lumii față de Hristos îndreptată împotriva noastră, ca mădulare via ale trupului Său Sfânt pe pământ. Suntem îndemnați din potrivă. Dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proservească pe Dumnezeu pentru numele acesta. În pofida valențelor de concertante care acompanează întreaga iconografie a suferinței din teologia lui Petru, acesta își încheie epistola într-un mod triumfător. Dumnezeul oricărui har care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Devine clar că teologia suferinței în prima epistola lui Petru este înrădăcinată în marea speranță a învierii și a instaurării împărăției lui Dumnezeu. Petru ne ridică privirea de la propria noastră suferință la suferințele lui Hristos, care ne dăruiește speranță și puterea de a îndura. Pentru că știm că prin și în El vom fi răsplătiți, binecuvântați, restaurați și înnoiți cu o viață abundentă și veșnică. Richard Vincent comentează frumos aceste cuvinte finale despre suferință din prima epistolă al lui Petru. Toate cele patru verbe folosite de Petru se potrivesc bine cu situația unei comunități hărțuite de către cei din afară și care are nevoie de grija lui Dumnezeu. Vă va desfăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face netlintiți. Toate cele patru verbe sunt la timpul viitor. Ceea ce face ca această binecuvântare să nu fie o cerere, ci o promisiune. Pentru nu se roagă ca acest lucru să se întâmple, ci confirmă că se va întâmpla. Acesta este adevărul pur și simplu.